Astăzi vom juca un joculeț care urmează să fie lansat în curând. Joculețul se numește The Witch Redemption și îl veți găsi în momentul lansării pe Steam, bineînțeles. Joculețul este dezvoltat de către cei de la G-Con, iar ca și editor sunt cei de la Midnight Games. Joculețul este un joc de aventură, RPG, acțiune, roman vizual, ne spun cei de la Steam. Wow, roman vizual? Serios, nu cred că am jucat până acum vreun joc să fie numit roman vizual. Dar cu toate astea să știți că dezvoltatorii ne dau puține informații despre acest joculeț, cu siguranță se va mai lucra la el, cred, sau cel puțin va fi îmbunătățite și partea asta de descriere. Până atunci dezvoltatorii ne spun așa că scufundă-te în tărâmul umbrelor și al secretelor cu The Witch Redemption, unde fiecare alegere pe care o faci țese materialul destinului. Acesta nu este RPG-ul tău comun, what? Parcă ziceți că e RPG, nu? Adică nu e RPG-ul meu comun? What? Este o poveste captivantă Despre răscumpărare, mister și vrăjitorie Care te va ține pe marginea scaunului tău De la început până la sfârșit Serios? Să morg pe marginea scaunului, ești nebun! Am plasat într-un tărâm în care domnește superstiția Și întunericul trebuie să navighezi Printr-o rețea de secrete și înșelăciune Pentru a descoperi adevărul Și a o salva pe Alice De la soarta ei Sinistra. What? O să luptăm pentru o femeie? O să ne batem pentru o gagică? Bun, haideți să vedem și ce zice joculețul. Să intrăm și noi în acest mare mister. Și să stăm, așa după cum ne spuneau dezvoltatorii, pe marginea scaunului de la început până la final. Hmm. Cine poate sta de la început până la final pe marginea scaunului? Am descălecat de pe bătrânul Bator. Și gata? Atât? Nu ne-a dat posibilitatea să coborâm noi de pe cal? Oh, în sfârșit. Uh, setting. Ia să dăm aici al sound. Să dăm sunet un pic mai. Aha. Ei, hey, hai că avem sunet, dar stai că vreau mai mult de atât. Vreau să se audă un pic mai bine. Uh, aparent plouă afară. Și am venit aici la o... Uh -hup. ce asta? E o cască aici, man. Ce e aici? Ah, stai să închidem ușa să vedem. ah, să închide. Nice. Bă, in interior arată miștocle. Oh my god. Asta e halba mea? Jesus Chrysler, câtă halba. What? E s <laughs> să fie de bine, pantof. Să vorbim cu... you've chosen quite the time to visit larnum these days all one can find here is their own doom oh ne i need a room Am nevoie de o camera. a room a room well yes of course ma'am a ma room business has been slow since the owner passed away yeah so we welcome any guest we can get okay there. a room. O right. all right all right no right. need to get heated but second floor first door on the left rest assured it's one of our finest rooms furnished by a witch herself she surely knows how to arrange things so that guests leave satisfied and leave behind a bit more coin. phew. <laughs> <laughs> Da, uh, dar unde e camera acum? Hai să ghicim pe aici. Care e camera noastră? Nu, ne nu n are un număr pe cameră, n are nimic. Uh, care se deschide, nu? <laughs> uh, vă rog să am acordat și intimitate. Mamă, ce m o târit ușa. Uh, ușa a m o zgriat așa pe față. Jesus Christ. Uh, ok. Am călătorit cu calul, da, am venit până aici la marele nu să stau acum pentru partea asta de poveste, pentru că durează mult. Vreau să văd aici ce trebuie să facem noi. a, a aici e ceva tutorial. Am înțeles, te bagă la un tutorial ca să știi a, să dar arma. Oh my God. A, nu cred că e nevoie. Deci bine de știut că avem și tutorial, dar nu cred că e nevoie să ți explice cum să joci în 2024 cum să te joci un joc cu sabie, serios. Cam câte câte scheme poți să faci cu o sabie? Și sau să ne-am trezit. Acum cred că avem ceva de făcut aici. Să vizităm pe Alice în închisoare, serios, Să vizităm pe Alice în închisoare. Oh, my man. Uh, nu știu dacă am lăsat ceva în cameră, o să las ușa deschisă, uh, nu am ce să-mi fure. Decât să... Ăsta e tot aici, deci nu cred. Așteptam să râgâie? Se pare că nu mai râgâit, i s-o făcut rușine. Iar acum va trebui să mergem să o vizităm pe Alice în uh, închisoare, dar avem o hartă. Wow! Să mă duc să mă bag, să mă bag în evidență, serios? Așa, nu știu ce și să nu să caut pe Alice. Alice, trebuie să găsim pe Alice, dar ce nu văd eu pe harta asta, nu văd poziția în care suntem noi. De ce să mici mișcă aici dacă se vede pe dacă se vede pe video, e săgeata mea de mouse. Nu ai o locație ta unde ești. Pot să bănuiesc numai că am fost aici la tavernă și aici am fost cazat iar acum trebuie să mă duc să caut prizon, să caut pușcăria, închisoarea. Dar va trebui să mă ghidez pe hartă în felul în care. nu te arată pe hartă. Nu ai busolă, nu ai nimic. Deci va trebui să mergi pe miros. Arată destul de pustiu orașul ăsta. Ar fi vrut să văd aici mai multă, mai multă populație, pentru că nu e un oraș pustiu, e o cetate până la urmă, și ar fi trebuit să fie cât mai multă lume aici dar se pare că nu e, nu e ce trebuie. Wow, și în felul ăsta, Jesus Christ, man, să fie aici pușcăria? Nope, 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 nope. Wow, mai văd pe cineva pe aici, pe un oraș. Și acolo, gărzi? What the heck, man? A trebuit să găsim până la urmă unde dracu e pușcăria. Te-am întors iar la tavernă. Hei, angard! What? Asta nici nu mă vedemă, Eu sunt invizibil? Oh, păzi, aparent, pui uh, să în spate. și în partea dreaptă, acolo, îți arată câteva controle. Sunt în partea dreaptă, acolo, să văd foarte bine. Dar rămân la părerea că ar fi fost ok dacă pe hartă, uh, pur și simplu, apăreai și vedeai în ce zonă te afli. te ajută foarte mult. What the heck? Cine a cineva a furat găleata de aici. A rămas doar toarta în aer, levitând. Aici cred că a fost un scandal. Cineva s-a îmbătat ce a făcut, a făcut Dar eu încă caut, încă caut pușcăria. Și m-a prins și ploaia pe aici. mai gărzi sunt aici prin oraș. Asta te duce la ideea de cumva de un oraș abandonat. Un sat abandonat. Adică nu ai niciun fel de... Nu există în orașul ăsta chiar nimeni decât eu și gardienii. What the hell, man? Gardienii pe cine păzesc? Și să pare că aici am găsit ceva? Să fie aici închisoarea? Uh, după cum arată, cred că da. Și mai mult ca sigur acolo unde sunt doi gardieni. Ați trebuit să povestim sigur ceva cu ei ca să ne dea voie să intrăm, le spunem și lor o poveste, dar altfel o poveste uh, imaginară. Stop! Where are you going? There's no room for the curious here. Stop. Băi, aici azi, să, bă, să aici, așa. I'm here on business. I need to speak to Alice Greatwood, accused of witchcraft. Oh, uh, Alice. And who are you to talk to this witch? Eu cine sunt? I am a warrior of the Order of Arcanum. Băi, I have come un to, to destroy to destroy that has taken up residence. If this girl is indeed a witch, I can stop her schemes. more powerful dark forces in the line of duty. Oh, warrior of the order of Ar Come in, sir. But beware, she may be behind bars. Tot sortea pe ce groaz, ordin am eu, ordinul arcanului fără găleată. Mă, dar ce s-a speriat ăsta așa? Jesus Chrysler, o ieși cred că Danfu, de aici când au deschis ușile la pușcărie, o ieșit Danfu de viveriță împuțită, nespălată, neurândită. Uite, <laughs> dar ce s-aude aici așa? Alice, tu ești? mama I think i guess is kuku carne póos no. opa. oh, alice, do you recognize me? hello. i'm william de redvers, an old friend of your father's. opa. I'm william de quile. william, at last i prayed my letter would reach you. your father was like a brother to me, and i made a vow to him to keep you safe. you keep can count safe. on me, but first i need to know the truth. tell me what happened. oh, william, i'm mm. so scared. you know i'm not a witch, don't you? Everyone in town seems to be in a conspiracy. They blame me for every mortal sin. Sometimes they say absurd things. It's a nightmare. William, please get me out of here. Otherwise, by God, they'll burn me at the stake, and no one will stop them. let You're will save. Who in town hates you? Almost everyone. I think, but especially his sister Beatrice, who has always been jealous of our happiness. What? Tell me, how did your husband pass away? William, it was terrible. We were at a town party, and suddenly, in front of everyone, Roger started screaming wildly, like something was burning him from the inside out. His body began to shake and convulse. His eyes turned white, and his mouth began to foam. The people retreated in horror, and he collapsed right in the main square and stopped breathing. Everyone immediately began to say that it was the work of witchcraft. Are there those who would wish your husband harm? I, I don't know, know who Roger. would wish him dead. After all, we just got married. Hmm. But there were rumors that he had debts and enemies in town. Maybe among Roger's things in our house, you'll find his diary. He was writing something in it. Got it. I'm on it. Don't worry, Alice. I'll get you out of here. Uh, ok. Să căutăm casa lui Alice. Să căutăm house-ul. Mie mi se pare numai, dar ăsta nu-mi doare genunchi când urcă scările. Închideți ușile, vă rog frumos. Alice e rezolvată. Am ieșit din părnaie de la Alice. De la Alice în țara minunilor. Și acum trebuie să găsim casa fătucii care uh, este undeva aici în sud. Alice House, ok, mergem acolo, nu înainte și înapoi, dar la fel, trebuie să te ghidezi pe hartă după simțuri și după cum bate vântul, pentru că nu ai o poziționare ta pe hartă. Asta e un lucru care mm, nu place. Bănuiesc că în viitor, înainte să fie lansat joculețul, lucrul ăsta va fi posibil. Uh, alu, alo? și o pelerină? Seamănă cu el cu asasinii? Mm. Vreau să văd cine e ăsta și ce caut el aici. Hey, sweetheart. You went to see that witch? I saw something the day her husband died. What? Shut up. I knew that witch only consorts with devils. Scurt. Get <laughs> out of here. <laughs> Shut up. Hopa, ești că imediat în gard. Nu ne uh, așa bun. Hai să ne căutăm acum noi o destinație. Uh, și să găsim casa lui fatuca asta Hai de pula mea, cineva e beteag aici mă Cred că pe aici, pe poarta asta undeva, mai mult ca sigur Cred că asta va fi aici în zona... Uh, Beatrice Trebuie să venim și la Beatrice, să vorbim și cu ea Dar înainte vreau să vizite... Sau nu, hai să mergem la Beatrice uh, Beatrice are prima casă de aici, sau a doua hai, care casă casa lui Beatrice de aici? Întrebare întrebătoare Știu Beatrice, uh, se deschide Who are asta? you get the hell out of here Opa. I Trebuie am a friend of your late brother, Roger. I need to ask you some questions. Uh, a friend of Roger's, all right, I'll listen to you, but I won't let you in the house because you know what kind of contagion is going around town right now. Father Ambrosius told me not to let anyone in the house. Mm, ce has Roger, Roger been ill with anything in recent months? My good brother has been the healthiest of all. <coughs> Ask anyone; he'll tell you all illnesses have eluded him. But that damned Alice was still giving him some witch's potion. I've seen her go to the herbalist a few times and whisper with him. Do you know anyone who wished Roger harm? Unde? No, not at all. Everyone in town loved him. feasted. Even his rival, Sir Edgar, was very fond of my brother, you know. Roger was a golden man until he married that red-haired witch. What happened after he got married? Roger always hated redheads. And then he brought this red-haired Alice. <sighs> she cast a spell on him. She cast a Alice. spell on him that made him forget his sister. He used to help me in everything. But after the wedding, he forgot all about me. Father Ambrosius is right. There is no faith in redheads. They are all the devil's bedfellows. Who is Father Ambrosius? Ambrosius. What the hell, man? Oh. Why are you? I saw it at that. Well, I've. I will ask. Hey, some cu Beatrice. Oh. Ne trimite napoi la cal. Dar puna să mergem noi acolo. La cal. Trebuie să deducem pur și simplu la casa lui Alice. se găsim house-ul. House din Alice. asta e casa de aici. Pentru că după hartă cam așa vine. De... e o chestie interesantă asta cu orientarea pe hartă. Și partea asta de ceata, partea de texturi la grafică, pentru un joc de 2024 care urmează să fie lansat, mi se pare că e destul de low, low, low. Și ar trebui mult mai multe efecte. Bă, aici ușa deschisă, what the hell, man? Dar ce căutăm noi pe aici? să căutăm ceva. Bănuiesc că să găsim niște indicii prin casă pe la ea. Bă, dar cum pula calivina asta? Bă, voi vedeți că plouă în casă? Să plouă în casă? What Probabil că de asta a lăsat ușa deschisă dacă cumva să umple prea mult de apă aici să iasă afară apa. Să aibă pe unde ieși. Nice! Hai să urcăm și la etaj să vedem și aici ce avem de... O, încă o ușă deschisă. Bă, noi sigur căutăm bine pe aici ce căutăm. Eu am impresia că noi căutăm după altcineva. Cineva a fost înaintea noastră și a căutat pe aici. O bibliotecă răsturnată, oh, un balcon, dar nu văd logica, ce ar să căutăm noi pe aici? Asta nu se deschide, holy shit, aici avem ceva? Nope, aici, cutia, chestul, Da. Mm, nu putem. Uh, M-am ca sigur cred că trebuie să căutăm în altă parte, pe aici nu se vede nimic, niciun indiciu, camera asta, oare am fost în ea. Uh, nu, dar am intrat acum. Pana păi, mi-am nimic pe aici a de căutat. Tere tere. Pai ceva cu Cutiuțe. Uh. Ușă? Ușa? Uh, Uuu, ușa secretă. What the hell man? It's <coughs> secuda, a powerful poison that can cause convulsions and death. It's probably what poisoned Roger. Aauz, cand au făcut ăla la poțiune. Serios? Din cicuta de aia sau ce dracu era? Cred că am găsit ce căuta, nu? Cred că asta era marea noastră căutare. Aici ce Oh, magad, în beci! Hai să vedem dacă avea cu dacă avea vin bun aici, mă. There is something in the basement. We need to find the key. find Ouch. Deci ne dat quest complet aici. Cheile unde sunt oare? Mamă, trebuie să mergem la Herbolist, Herbolist ăsta ce, ce ar însemna oare? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Herbolistul vine exact după ce ieșim de pe poartă, facem stânga și în capăt, ar trebui să-l găsim pe Herbolist. Herbolist ăla, rămâne de văzut, ce e și cu ăla? Ce rol are el aici? Teoretic ar trebui să fie asta casa lui Herbalist, Herbolist, hai să vedem dacă putem să intrăm pe aici pe undeva. Aici trebuie să diclești ușa care e ușa care se deschide. asta nu se deschide. What the hell? Nici aia nu se deschide. Hai să mai încercăm și pe aici. A, nu cred că asta e casa. Pur și simplu am diclit o casă care nu e ce trebuie. Oh, aici era herbalistului, E foarte greu să diclești care e casa. Ok. Greetings, stranger. How can I help you? Mm. say you used to sell alice greatwood's herbs right yes i sell to the whole town do you need anything in particular i found this pouch in her house do you recognize it oh it's one of my herbal blends very potent stuff <sighs> really are you selling poison i found cicuta in this bag what no that's impossible there must be some mistake Serious, A means. fatal mistake. You do know how Roger Greatwood died, don't you? His breathing suddenly became labored. His eyes rolled back, and foam came out of his mouth. Then his body began to convulse in horrible convulsions until it stopped for good. Are you suggesting that I poisoned Roger Greatwood? You can't prove I had anything to do with it. Anyone could have put poison in the bag, even Alice herself. Which is most what happened. And I saw you slipping oh, Alice poison. Cecilia! Shut your fucking mouth! A <laughs> ripple! You shut it. Our mother is dying and you're afraid to go to the garden and pick a few flowers. Paid by who? Cecilia! Don't you dare! No I'll tell you, <laughs> if you dare to, to the abandoned garden. You see, our mother is quite weak, and the only thing that can help her is Etheralis, a rare flower that only grows in an abandoned garden. This garden has long been consumed by All right. Be careful. No one has ever made it out of their... Bă, și cam așa e cu povestea joculețului, din câte văd de pe aici te trimite de la unul la altul, trafi poveste, deși ești mai mult un, un, fel de comisarul Rex Teuton care cauți să găsești indicii, treburi, chestii, te dintr-o parte în cealaltă. Băi, sincer să fiu, nu m-a prea dat pe spate joculețul. Uh, având în vedere că este un joc care se va lansa în curând și este un joc în care, un joc de 2024 pe mine nu m dat pe spate sincer, nu-mi place nici povestea e cum e, dar joculețul în care foarte multe chestii pe care trebuie să le rectifice, trebuie să le modifice sau trebuie să fie îmbunătățite, ploaia în casă nu-mi place deloc. Așadar, dragi prieteni, cam acesta a fost și joculețul nostru. Nu uitați dacă vreți să-l jucați să aveți, sau vreți să găsiți misterul acestei povești. Joculețul se numește The Witch Redemption și va fi în curând lansat pe Steam. Eu am fost Cristi Cagula, iar până la următorul clip eu vă salut. papa. Pa!